Sunt fericită că fac parte din această provocare unică pentru noi, cei care jucăm în acest spectacol Vasa Železnova, propus de Teatrul Elisabeta, pentru că pentru mine este foarte important. Mi-am început cariera acum 40 de ani cu Egor Bulăciov și alții tot de Gorki și acum încerc o Vasa, dar într-o cheie specială. Iubirea, care este mai distrugătoare decât războiul, ne face să fim mai buni, ne modifică. Nu va fi o dramă, dar mai bine să râdeți de noi decât să ne plângeți de milă. Veniți la teatru, va fi un pariu pe care cu siguranță o să-l câștigăm și noi cei de pe scenă, dar și dumneavoastră.